Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la Actual Regional. Suntem împreună, ne vedem pe TVR Timișoara și live, începând din acest moment, pe pagina de Facebook TVR Timișoara. O să rememorăm cele întâmplate în decembrie 89 în Timișoara și o să avem mărturia unui om care a participat activ la acele evenimente. Vedem și un material pe această temă, vedeți ce s-a întâmplat astăzi la Asociația Memorialul Revoluției. De exemplu, ne întoarcem de îndată cu detalii. Rugăciunile pentru sufletele martirilor nu trebuie să înceteze niciodată. Ele aduc în atenție jertfa eroilor, cunoscuți sau rămași anonimi. Avem aici numele atâtor eroi știuți, dar sunt mulți neștiuți, față de care noi suntem datori, măcar cu o rugăciune. Ei și-au vărsat sângele și-au dăruit viața, pentru ca noi să avem o viață mai bună și noi să nu-i răsplătim măcar cu o sfântă rugăciune. Expoziția de la Memorialul Revoluției își propune să păstreze vie amintirea celor zile din decembrie 1989, când foamea de libertate a fost mai puternică decât orice temere. Organizatorii au dorit să redea cât mai bine atmosfera acelor zile, vizual, auditiv și chiar olfactiv. Aici, la Timișoara, a fost un anumit spirit, întotdeauna. Și așadar încercăm, prin această expoziție, să aducem tinerilor, să insuflăm acest spirit și, evident, nu numai tuturor celor care vin în vizită în Timișoara, că sunt români, că sunt din afară, încercăm să facă să înțeleagă acel fenomen Timișoara. Elevii de la mai multe școli însoțiți de profesori au participat aici la o scurtă lecție de istorie, în fața mărturiilor vizuale, dar au adus și coroane de flori pentru martiri. În parteneriat cu Memorialul Revoluției și Casa Corpului Didactic, fiecare școală parteneră în acest proiect depune o coroană la un monument al Revoluției. În cazul de față, noi avem o mulțintă din piața 700. Să înțeleagă istoria, să înțeleagă faptele, să înțeleagă ce s-a petrecut în 1989, să înțeleagă de ce sunt în Timișoara și ce înseamnă Timișoara pentru noi și, până la urmă, să înțeleagă ce înseamnă valorile democratice și ce înseamnă o societate liberă. Vă mai mult despre istoria României, cum a fost în 89, pentru că dacă n-ar fost revoluția ce a fost atunci, nu s-ar fi ajuns cum suntem acum. Aflat la memorial alături de alți participanți la Revoluție, scriitorul Costel Balint își amintește cum a fost arestat în 16 decembrie. Am ajuns la Păpășapcă. Interesant că deja paturile erau pregătite, asta vă spun eu, o mare surpriză. Dar încă nu realizam ce sunt. Ei, am realizat când deja ne-au chemat la anchetă. Ce-ai stricat? De ce ai dat foc la Aro? Dar la acea mașină foc a dat, chiar șoferul i-a dat loc. Mai sunt încă destule lucruri de spus, încă ținute secrete. Manifestările de comemorare a eroilor Revoluției din 1989 au continuat pe durata întregii zile. Despre ce s-a întâmplat atunci, ce se întâmplă acum, despre mărturii ale celor vremuri, discutăm și în minutele următoare. Și ne este alături prin Skype domnul Matei Schintei, este jurnalist, fotograf și participant activ la Revoluția din decembrie 89 de la Timișoara. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Domnule Schinteie, sunt aceste zile, iată, uneori, din păcate, doar niște zile în care ne aplecăm mai mult, poate, asupra a ceea ce s-a întâmplat acum 32 de ani în Timișoara. Așa cum bine știm, timpul trece, memoriile se estompează, dar e foarte important fiecare mărturie și fiecare lucru trăit de cei care au fost atunci în stradă. Înțeleg și dumneavoastră ați participat încă de la izbucnirea Revoluției, ați fost în fața casei pastorului reformat Laszlo Tökes. Povestiți-ne puțin despre cum v-a găsit această zi de 16 în 89. Da, a fost un concurs de împrejurări extraordinar de interesant. A fost ca un scenariu de film de la Hollywood. Și nu glumesc acum, pentru că eu am ajuns la Revoluția din Timișoara tocmai din dorința de a face film în Statele Unite ale Americii, chiar la Hollywood. Și în loc să regizez filme acolo, la Los Angeles, la marele case de filme, am ajuns să trăiesc filmul vieții mele, Revoluția de la Timișoara. Locuiam în weekend pe strada Timotei Cipariu la familia Izvenariu, Ionică,
la numărul 4, pentru că eu făceam școala în Timișoara și aveam căminul chiar unde aveți dumneavoastră sediu acum a Radio Televiziunii Timișoara. Cum s-a întâmplat? Eu făceam film și regie de film la Cineclubul Miner din Anina, unde împreună cu colegii mei am obținut premii republicane cu filmele regizate și filmate și cu scenariul făcut de mine. Am avut 20 de ani atunci. Și din cauza că unchiul meu din Moldova Veche, Aurel Stoian, a fugit practic din țară, a ajuns tocmai acolo în Glendale și Pasadena, lângă Hollywood. Și am zis, acolo trebuie să ajung și eu să fac film, pentru că era o oportunitate, ca să zic așa. Dar nu puteam să plec legal. Trebuia să fug. Și atunci m-am aranjat vreo 2-3 ani fuga împreună cu verișorul meu, care era component al formației Coasar. Noi am cântat, am avut muzică folk. Și o să vă spun de ce precizez și aceasta. Pentru că ne-am pregătit cam din primăvară cu notul să trecem Dunărea not. Ne-au văzut, am fost turnat la securitate, am fost invitat la interviu, la interogatoriu și secretarul de partid al orașului Anina, din fericire un om extraordinar care mă cunoștea de mic copil, mi-a făcut o propunere avantajoasă pentru mine la acea vreme. A zis, ori te mutăm la o mină gen pușcărie, ori te duci și faci școala de UTC la Timișoara. Și așa ați ajuns la Timișoara, exact. Scăpând cu viață ceea ce altora nu li s-a întâmplat, pentru că pe vremea aceea, evident, să pleci din țară era uneori egal cu moarte sigură. Legal n-aveam cum, iar ilegal eram sinucigaș, pentru că riscam să mor necat în Dunăre, riscam să fiu împușcat pe uscat, s-au arestat și dispărut, așa cum au dispărut foarte mulți cetățeni de-ai noștri, din păcate, care au încercat să treacă. De ce am făcut această introducere? Pentru că eu am mai făcut școală la Timișoara, am terminat clasa 10 la Industrial 1, lângă piața 700, cine cunoaște zona. Acum locuiesc în stațiunea Covasna. Dar atunci eram și eu jumătate timișorean, pentru că iubesc această localitate și eram ca și acasă, la familia aceasta, pe Timotei Cipariu, ca să vedeți ce întâmplare. Și am văzut începutul Revoluției. De ce? Pentru că eu în weekend nu mai stăteam la Cămin, adică acolo unde aveți dumneavoastră birourile și sediul actual al televiziunii române, da, studioul din Timișoara. Exact. Acolo aveam noi căminul și în weekend, bineînțeles, că preferam să stau acasă la a doua mea familie. Care și s-a întâmplat ca în acel weekend să fiți acolo, aproape de casa pastorului Laszlo Tökes. Care a fost primul lucru care v-a atras atenția în acea zi? Pe mine m-a frapat un singur lucru. Nu că a fost o manifestație de sprijin a acestui pastor, o problemă religioasă. M-a frapat faptul că acei enoriași erau oameni care stăteau și manifestau ceea ce o manifestație pe vremea Ceaușescu era cu totul inedit și manifestau cu lumânări în mână. Și eu știam că sunt de un cult neoprotestant și neoprotestanții nu folosesc lumânări. Și atunci am zis, ceva nu e în regulă. Și m-am interesat ce se întâmplă, am aflat despre necazul pastorului Laszlo Tökes, că vor să-l mute. Nu m-a interesat prea mult, nefiind implicat cu ceva, dar fiind vecini acolo, vedeam fără să vreau. În schimb, în momentul când s-a cântat de către acești neriași, deșteaptă-te române, așa în șoaptă, sau tatăl nostru spus tot așa mai în șoaptă, dar cu accent de limbă maghiară, era clar că se dorea un sprijin din partea populației majoritare. Lumea se aduna acolo, vă spun, pare comic acum, dar văzând acolo grup de oameni timișorenii, veneau pe jos și întrebau ce se dă aici, se dă vegeta, se dau blugi, nu știa de ce este grămadă aceea de oameni acolo. Până la momentul acela critic în care domnul Laszlo Tökes ieșea la geam și ne spunea,
vă rog să plecați pentru că nu este o problemă politică, nu faceți din aceasta o problemă politică, mergeți la casele voastre, este o problemă bisericească și totul e în regulă. Dar oamenii n-au plecat la casele lor. Nu, de fapt, dacă bine am înțeles, ieri l-am avut invitat și pe domnul Adrian Cali aici și spunea că undeva în zona aceea erau de fapt două grupuri, enoriașii din fața casei pastorului Laszlo Tökes și apoi în zona statuii Sfintei Marii mai era un grup care a provocat un tumult. Adevărat. Și să știți că eu n-am știut până recent ce s-a întâmplat după colț, pentru că noi eram pe strada asta îngustă. Cine cunoaște Timotei Ciparu știe că strada îngustă se vede puțin orizont, se vede doar pe unde trece linia de tramvai. E, vedeți că noi acolo n-aveam cum să știm ce se întâmplă după colț. Și m-a frapat lucrul acesta că cum a început revoluția, momentul că a început revoluția a fost când un cetățean, un bărbat s-a urcat pe tramvai, a desprins legătura între tramvai și linia de curent și a zis: mă numesc cu tare și cu tare și nu mi-e frică de securitate. Jos Ceaușescu. Eu n-am reținut numele imediat, nu știam cum a zis, pentru că ne-a luat prin surprindere, eram în partea cealaltă atent, dar m-am întors, l-am văzut când s-a urcat, am văzut când a făcut gestul acesta și ne-a blocat total. S-a început un alt film, ca să fim tot în termenul asta cu filmele. Noi am trăit un film, pentru că a spune că nu mi-e frică de securitate, cu glas puternic, era cu totul și cu totul special. Era un act de curaj sau chiar un act sinucigaș. Sinucigaș de-a dreptul. Domnule Schinteie, ce v-a făcut pe dumneavoastră, că dumneavoastră ați ajuns și la podul Decebal? Ce v-a făcut să nu rămâneți în casă, să nu vă ascundeți de-a dreptul, având în vedere faptul că ați auzit în stradă rostite acele cuvinte care puteau oricând să declanșeze ceva sângeros acolo? Ce v-a făcut totuși să ieșiți și ce s-a întâmplat la podul Decebal? Ce vă amintiți? Dorința de libertate. N-a fost altceva, nimic. Și vă mai spun un fenomen. Nouă nu ne-a fost frică. Se spunea și am auzit de la mulți participanți că am fost inconștienți când am ieșit în stradă, n-am știut ce se poate întâmpla. Eu personal am fost conștient și ceilalți revoluționari, cei care au fost în grupul celălalt, care au luptat, au fost luptători adevărați, sunt eroii neamului nostru. Și ei trebuie bine cunoscuți de către toată lumea, că nimeni n-ar fi avut libertate acum, n-am fi avut nici libertatea presei acum. Noi când am fost în piață acolo la Unire, când s-a făcut primul document programatic al Frontului Democratic, scria acolo: vrem libertatea presei, libertatea radioului și televiziunii. Acestea au fost principale pe lângă celelalte. Și cum am ajuns la podul Decebal? Tot fără frică, că am trecut pe la studenți, n-am avut studenți după noi, câțiva au venit, erau plecați, era o situație destul de critică, o mână de oameni, am ajuns la podul Decebal. Era întuneric, nu vedeam nimic decât un steag care era luminat cu o lanternă. Și eu am scăpat pentru că aveam căminul pe strada Pestaloții, unde sunteți dumneavoastră acum, și am zis să mă duc să văd dacă mai este curent acolo, să colegii mei ce fac, eram îngrijorat pentru ei, să nu se întâmple ceva rău. Și m-am depărtat de coloană și asta mi-a salvat viața. Am numărat pași în gând și nu știu de ce, nu pot să-mi explic, am numărat 1, 2, 3 până la 7 și când am zis 7 în gând, s-a tras rafală de mitralieră, fără somație, fără nimic. Nu mai era nimeni în picioare, toți erau la pământ. Și am crezut că au tras cu gloanțe oarbe. Nu imaginam că românii poate să tragă în români. Este incredibil ce s-a întâmplat atunci. A fost un șoc pentru noi. Se ridicau doar câte unul și am văzut ce nu se poate spune acum pe televizor. Împușcați, în mână, în cap, în picior, în burtă, femei însărcinate. I-am cărat, ne-am umplut geaca de sânge, am cărat în mașini și, curios, cineva a spus: nu mai urcați în salvări pentru că duce la spital și împușcă. Și am rămas la fel de uimit. Cum să împuști oameni în spital? Spitalul să salvezi oameni. Și nu știu cum a venit știrea asta atât de repede, probabil prin șoferii de la salvare, mă gândesc, pentru că nu erau telefoane mobile. Deci pentru noi asta a fost, cum să spun, a depășit înțelegerea logicii umane, să tragă în manifestanți pașnici. Tot românii au fost și ei acolo, cine a tras. Și nu înțelegeam de ce. Credeam că sunt gloanțe arbe, dar nu, am văzut mâini străpunse de gloanțe. A trecut glonțul prin mână, prin picior, unii și-au pierdut piciorul, unii răniți,
Din fericire am scăpat pentru că m-am depărtat, am vrut să văd dacă este curent electric. Dar dați seama, nu avea cum pentru că s-a luat curentul peste tot. Dar Dumnezeu a pus mâna peste mine, altfel nu mai puteam să povestesc acum. Și mama mea avea un băiat înmormântat de 31 de ani, dacă mai găsea cenușa, bineînțeles. Da, au trecut 32 de ani de atunci și spuneam 32. Poate pentru cei născuți în 90, în 2000, e totul așa, ca o negură. Ce credeți dumneavoastră că e important pe minutele foarte puține pe care le mai avem pe final să înțeleagă tinerii și foarte tinerii? La un moment dat se vor sătura cu toții de rememorat, de povestit ce a fost acum 30-40 de ani. Cu ce să rămână tinerii de aici? Trebuie să rămână cu speranța că nu se va mai întâmpla niciodată și e bine să învețe din trecut, să nu se lase dominați doar de lucrurile care se întâmplă în momentul acesta. Istoria este cea mai importantă ca să nu mai repetăm greșelile și să prețuiască libertatea, pentru că s-au născut acești tineri de care spuneați în libertate și nu o prețuiesc. Noi am simțit libertatea fizic, palpabil. Noi pentru asta am luptat, n-am luptat nici pentru mâncare, nici pentru băutură. Am avut niște idealuri, n-am fost niște copii, cum să spun așa, visători. Pur și simplu ne-am dorit să călătorim, să vorbim liber, să gândim liber, să nu ne fie frică. Așa cum ne este foarte ușor astăzi să facem și poate nu apreciem aceste lucruri. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sfinteie, pentru mărturia noastră și că ne-ați fost alături. Așa cum vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți sănătoși până atunci.